Asperges me, Domine hisopo et mundabor. Lavabis me, et supernivem de alba. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, în acel timp Iisus a venit la Iordan pentru a primi botezul, iar personajul principal în Palestina era Ioan Botezătorul. El predica venirea iminentă a Împărăției lui Dumnezeu și invita pe toți să se pregătească cu un rit de purificare, un botez de convertire în apele Iordanului. Ioan Botezătorul spunea oamenilor despre sine și despre Mesia: eu trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Și a sosit ziua în care Ioan Botezătorul a atins punctul maxim al rolului său și al importanței sale. A fost tocmai momentul când Iisus s-a dus la el pe malul râului Iordan pentru botez și a putut astfel să-l arate mulțimilor drept Mesia, Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Ioan își încheia în acea zi misiunea, după care nu rămânea decât să se micșoreze, până la eliminarea sa totală, cu un dramatic botez de sânge, după cum știm, decapitat în fortăreața Macheronte din porunca lui Irod Antipa pentru a-i face pe plac Salomei. Dar despre el rămâne elogiul superlativ pe care ni l-a dictat Iisus pentru totdeauna: între cei născuți din femeie, nimeni nu este mai mare decât Botezătorul. Iubiți credincioși, așadar să povosim cu gândul în acea zi pe malul râului Iordan. Ce anume a început în acea zi cu botezul Mântuitorului? Este bine să aprofundăm acest aspect, pentru că, chiar dacă de obicei nu ne gândim, ne privește îndeaproape. Fiecare dintre noi este implicat personal în acest eveniment îndepărtat. Să ne formăm mai întâi o idee asupra ceea ce a fost botezul de atunci. Era un rit simbolic, bogat în gesturi sugestive, cu care se exprima căința pentru păcate și dorința unei vieți noi, în armonie cu Dumnezeu. Acest rit era săvârșit prin scufundarea în apele unui râu. Penitentul, coborând în albia râului, întorcea spatele lumii întregi, adică voia să spună să întoarcă spatele pentru tot ceea ce aparținea de domeniul trecutului. Apa, cu masa sa impunătoare și misterioasă, simbol al morții, prin scufundare însemna încheierea cu o anumită fază din viață, cu un anumit mod de a gândi, cu o anumită concepție despre existență. Ieșirea pe celălalt mal însemna începutul unei vieți noi, reînceperea existenței pe bază de noi orientări. Acest rit de purificare cerea și o dispoziție interioară sinceră, presupunea o trezire a conștiinței, o viziune renoită despre lume, o voință renoită pentru a face binele. Suntem în acea zi și pentru Iisus. El a părăsit satul său, Nazaret, și era pe punctul de a-și începe viața sa publică. El se prezintă la Ioan Botezătorul și cere pentru sine acel rit al pocăinței. În mod firesc, Ioan îl refuză, ba chiar protestează: eu trebuie să fiu botezat și tu vii la mine? Poate și noi am fi refuzat acel botez. În jurul lui Ioan Botezătorul erau păcătoși căiți și doritori să regăsească calea binelui. Ritul său era adaptat pentru ei. Iisus se mișca în schimb în mijlocul lor ca unul dintre atâția păcătoși, dar în realitate era fără păcat. Așa cum ne-a explicat Sfântul Paul, Iisus este cel care nu a cunoscut păcatul. Și cum a reafirmat-o și Sfântul Petru, el nu a săvârșit păcat și nu s-a aflat dicleșug în gura lui. Dar Sfântul Paul mai adaugă cu privire la Iisus: Dumnezeu l-a făcut păcat de dragul nostru.
Sfântul Apostol Paul voia să spună că Iisus, amestecându-se cu păcătoșii, intenționa să ia asupra sa păcatele oamenilor, manifesta dorința sa de a le ispăși în moarte, și acest lucru va fi pe cruce, să le ispășească în ascultare filială față de Tatăl Ceresc, din iubire față de Tatăl Său și față de oameni. A voit să facă acest lucru pentru a-i face pe oameni drepți. Într-adevăr, Sfântul Paul concludea, pentru ca noi să devenim prin el dreptatea lui Dumnezeu. Ce vrea să spună această dreptate a lui Dumnezeu? Suntem surprinși auzind această expresie. De fapt, ce vrea să spună? Trebuie să adăugăm imediat că Iisus însuși folosește cuvântul dreptate în răspunsul pe care îl dă lui Ioan Botezătorul. Insistând la cere botezul, Iisus spune: lasă acum, căci așa se cuvine să împlinim tot ceea ce este drept, să împlinim dreptatea. Această dreptate este ceva divin. El, Iisus, cel drept, iar omul, cât iubește omul, am putea să ne gândim că pentru a fi drept trebuie să respecte legile lui Dumnezeu, toate codicile de comportament, fără ajustări, fără ciuntiri, dar ar putea fi prea puțin. Dilatând orizonturile, a fi drept poate însemna a primi planul de mântuire a lui Dumnezeu, a corespunde din plin acestui plan și, în plus, angajarea pentru realizarea sa. A împlinit, după exemplul lui Hristos, voința Tatălui Ceresc. În general, este o declarație programatică de dreptate spre tot ceea ce este pozitiv. Înseamnă, cu alte cuvinte, a accepta să trăim în perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Este orientarea spre creația lui Dumnezeu. După ce, prin păcat, omul a rupt relația cu Creatorul său. Aceasta înseamnă a împlini dreptatea. Și astfel ritul, în partea sa finală, l-a dus pe Mântuitorul spre o noutate de viață. Cu trecerea sa, cu ieșirea sa prin râul Iordan, umflat de apele învolburate, simbol al morții, Iisus cel nevinovat, intenționa să-i asocieze pe păcătoși și să obțină pentru ei, înaintea Tatălui Ceresc, dreptatea. Să ne facă liberi de păcat și drepți pentru o existență ca ucenici și fii ai lui Dumnezeu. Ieșirea pe celălalt mal al râului Iordan însemna pentru Iisus încrederea că Tatăl Ceresc ar fi acceptat ascultarea sa filială și, în schimbul ei, l-ar fi răsplătit cu învierea, deschizând astfel noi perspective de viață pentru sine și pentru oameni, pentru lumea întreagă. Iubiți credincioși, deodată evanghelistul Matei, de unde am programat astăzi Evanghelia, introduce o viziune. Și iată, s-au deschis cerurile. O viziune care interpretează cu figuri și gesturi pe care noi le putem înțelege realitățile profunde din mister. Acel cer care se deschide indică revărsarea, iruperea divinului asupra realităților umane. Descriind conținutul viziunii, evanghelistul Matei intenționează să explice că ceea ce începe cu botezul lui Iisus, notez că suntem la începutul vieții publice a lui Iisus, își va avea sfârșitul în cer. Acel cer care se deschide este cerul lui Dumnezeu, coborârea Duhului Sfânt sub formă de porumbel care se așează deasupra lui Iisus, mărturia plină de afecțiunea Tatălui față de Fiul Său prea iubit. Toate aceste aspecte prezintă o investitură a Tatălui pentru misiunea lui Iisus. Botezul lui Iisus dă așadar naștere unei faze noi a vieții sale printre oameni. După 30 de ani de anonimat, de viață privată, trăită în tăcere și în muncă la Nazaret, iată acum viața publică a lui Iisus, cu vestirea împărăției, propunerea unui nou stil de viață, un stil de viață creștină. Imaginea despre Evanghelia pe care ne-o prezintă astăzi cu privire la botezul lui Iisus are o referință importantă pentru noi, referință la Preasfânta Treime.
În această viziune sunt numite și implicate glasul Tatălui, Fiul care este recunoscut ca prea iubit, coborârea Duhului Sfânt. Este ușor pentru noi să legăm prezența persoanelor preasfintei trăind cu cuvintele din care se încheie Evanghelia, chiar ultimele cuvinte din Evanghelia Sfântului Matei, adresate apostolilor adunați în jurul celui înviat. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Mergeți așadar și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățând să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, evenimentul din acea zi de la Iordan se leagă astfel de botezul nostru. Botezul tuturor ucenicilor lui Hristos răspândiți de-a lungul veacurilor în toată lumea. Și noi suntem chemați, după exemplul lui Iisus și al lui Ioan Botezătorul, să îndeplinim ceea ce este drept. Botezul lor este un botez, un model și un program pentru noi. Există în această lume în care am fost renăscuți la viața Harului prin apa botezului, există o zi în curgerea timpului în care noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Un scriitor de la începuturile creștinismului, poate este Hipolit din Roma, scria: gândește-te, dragul meu, ce fel de bunuri și câte bunuri am fi pierdut dacă Mântuitorul nu ar fi primit botezul. Înainte de acest moment, puterile cerului rămâneau închise și regiunile din înaltul cerului rămâneau de nepătruns. Puteam să ne coborâm mai jos, dar nu puteam să ne mai ridicăm în sus. În acel moment, cerurile s-au deschis. Au fost vindecate rănile păcatului și au fost revelate adevărurile tainice ale lui Dumnezeu. Dar, în numele lui Iisus, Mesia, am fost botezați și noi, și nouă ni s-a făcut darul aceluiași Duh Sfânt. Nu putem să ne mai plângem că facem parte din rândul celor excluși de la mântuire. Noi suntem mântuiți prin Fiul lui Dumnezeu, suntem creaturi răscumpărate, suntem chemați să fim copii ai lui Dumnezeu și suntem cu adevărat din ziua botezului nostru. Cu botezul am fost altoiți în Hristos și El trăiește în noi. Noi nu putem face aceleași lucrări pe care le-a făcut El, dar îl avem pe Duhul Sfânt, care ne susține și ne luminează. Și această realitate a început odată cu botezul nostru. Mântuitorul nostru, scria un alt părinte al bisericii, Origene, nu s-a coborât numai până pe pământ, dar până în adâncurile pământului și acolo ne-a găsit așezați în umbra morții. Scoțându-ne afară, ne pregătește un loc, nu pe pământ, de teamă ca nu cumva să fim înghițiți din nou, dar ne pregătește un loc în împărăția cerurilor. S-ar putea estima oare mai frumos sensul botezului lui Iisus și împreună sensul botezului nostru? Botezul nu este un privilegiu sau o oportunitate de a ocupa o anumită poziție în biserică. Botezul este totdeauna un dar primit, un dar pe care trebuie să-l cultivăm, de împărtășit în orice anotimp al vieții. Este un dar care se luminează și se îmbogățește în contactul cu experiențele omenești și spirituale. Să-i mulțumim astăzi Domnului pentru darul botezului, pentru că și noi, prin spălarea cu apa botezului, am devenit creaturi noi și suntem asociați de Iisus să facem parte din rândul celor care moștenesc împărăția sa. Amin. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.